Ciao tuturor, bine ați revenit pe canal. Astăzi ne aflăm la Julius Mall. Mai exact, în Julius Gardens. În oaza, inima verde a Timișoarei. Haideți să vă prezentăm un pic. Și avem un mic iaz. Câteva nu sunt pești. Care să aruncăm o privire de ansamblu. Astăzi acolo, la acel cort, are loc și un târg de adopții. Îl vom vizita pentru cei dintre voi care sunt ca mine iubitori de animale. E o locație interesantă. Eu am deja 4 cățeluși, dintre care 2 adoptați. Aș mai adopta, dar păcate, nu-mi permit puțin financiar asemenea. Și dacă tot am ajuns aici, am zis să prindem un pic de puteri. Prin urmare, ne îndreptăm către gelateria. Vedeți acolo în față, Daily se cheamă. Au o înghețată bună, să vedem dacă mai e în perioada asta anului. Uite ce frumos aici cu arbor. Aici vedem diferite sortimente. Dacă aveți drum, puteți încerca și gelateria asta. Am luat înghețata. Din păcate aici, unde a fost vara terasă, se fumează, deci nu e lumea mea. Nu e un aer tocmai sănătos. Savurăm înghețata și apoi mergem să vedem ce se întâmplă la târgul de adopție. Haideți să-i vedem, sărăcuții! Nu mai plouat acolo, să repet, mai timurat. Sperăm fiecare să-și găsească. Uite, uitați-l aici, plin de viață. Cipuiu, cipuiu. Dacă sunteți în căutarea unui companion, vă recomand. Cum vedeți, un sociabil. Înapoi? Activ, cel de depărtare marchează teritoriul. Acești oameni inimoși au grijă de ei. Haideți să intrăm și la cort. Aici avem și căței de rasă. Marco, sună, îți pare cunoscut acest cățel? Aici avem un oișor cochet. Și în partea stângă putem vedea direcția fiscală. S-a mutat aici la mall. Avem toate, de exemplu, și pașapoarte și matriculări. Aici vedem pe scada Porto, o nouă locație. Mai au pe calea Severbocu, de vechiul sediu. Restaurant cu specific pescăresc, pește, fructe de mare, de asta e și reclama. Spațiu foarte bine îngrijit aici, după cum puteți observa. Un model de urmat. Se poate, nu?
uitați vă aici ochi superbi. Ce? E foarte concentrat. Așa-i mei. Exact. Așa-i mei, nu prea mai asculte când sunt tentați în jur. Da, păpuși. Așa-i super. Dacă faci. A, frumos din... Da, păi eu, da. Da, copii. Masaj? Da, păpuși. Happy. Ce super. Sper să fie adoptat și a mii săracii pe acolo. M-am uitat, am zis vreo 2-3, așa avea unde să mai țin. Și eu am 4, am 2 adoptați, 2... Nu, neabia ne ajunge apartament. Mă, eu stau la casă, dar... Unii păreau cam bolnăvioare și sărătuți, nu știu, că am avut. Contează, da. Îi pui pe picioare, ce să faci? Da. E ceva coli sau ce e el? Bord de coli. Și au venit întăririle. Da. Vikingul este alături de noi. Un iubitor de animale, nu se știe, poate pentru nepoțel azi să fie ziua lui norocoasă. Hai să-i dăm drumul. Hai. Ce frumos era cățelul ăla, coli. L-am filmat. Coli albat, nu știu ce. Asta cred că e pentru Marco și Baino. Seamănă cu. E pentru el. Nu, omul venit la plimbare, vezi cum merge cu el pe munte. Pe... Uite ce frumos, niște cocker, cred că. Lady and the Tramp. Deci, lady, deci nu e deci vagabondul tău de... Dar este cum îi da. Vikingul e cu noi, îl vedeți în spate. Da. Trebuie să mai vină lumea, sigur, de-abia la început, de la 12 la 4. Da. Ne-am venit la deschiderea târgului. Aici sunt căței pe adopție. Și matur și pui. Așteaptă o familie primitoare, sărăcuții. Le ținem pumnii. Le ținem pumnii. Da. Se adoptă de obicei cam toți câinii cu care... Oh, minunat! Da. Ați auzit, cam toți câinii, grăbiți-vă dacă ei, să nu pierdeți. Da. Azi, mâine și mâine mai e, nu? Da. Perfect, ați vrea să-l încarc videoclipul și mâine. Da, numai că mâine vremea nu o să fie prietenă cu da. Noi, da. Cățelușii s-au agitat un pic acum. Știți cum e, în haită? Prin curaj. Ce avem acolo? Un Akita, Akita Inu. Cum avea Miha, notărița. Da. Akita și cred că Shiba, nu? Shiba Inu. Pentru Marco, nu? Ce-i place lui. Da. Vezi ambele, Shiba Inu, Akita Inu. Vezi cu Inu, da, de avem aici o confruntare a privirilor. Bucovina și Coli. Hep pare mai matură, așa ca vârstă, nu știu, poate mă înșel. Bucovina pare tânăr. 11 luni, mulți înainte, am văzut. Un an jumate. Mare pișichier, ați văzut după privire. Da, accept. Lasă. Da? Așa va trebui. Ca să joace, nu? Uite, da. Ca să arate că da, nu are chef de, nu vrea să... Are intenții pașnice. Aha, ați văzut? Acum s-ar alerga, dar... Asta e la ciubunesc ca pătini, nu? Bucovina. Bucovina. S-ar alerga, nu? A, s-ar dezbruca acum la ghiri. Nu ar ajunge pașiști. Păi da, și pe da. Munte, înseamnă că ai dat de Bucovina, te-ai întâlnit cu ei, nu? Nu prea. Nu. Metiș, așa, da. Aha. Dar ca norocul că obosesc repede. Nu. Deci s-a văzut cangal pe munte, periculos de la tur și tura sa aia. Dar e rău cangal, adică e rău. Da, depinde, n-ai orice câine. Nu, teritorial. Da, și fiind 70, să mă că se sfârșe, scapă pe unul de ăsta. Noroc că fuge repede. Da, da, da. Exact, exact. Uitați acolo, Vișla, maghiar, rasa, vedeți o femelă superbă și una de husky. Hep, hep, hep. Vin fetele, să vedem pe hep cum se descurcă, omenaj la tura. Sau poate mă înșel, poate nu-s femele, dar... Chiar trei femele. Bravo. Ați văzut? Happy e foarte prietenos.
Așa. Da, păpușa. Da. Un pic zburlită pe spate, parcă era un pic. Da, zic, depinde de la casă la casă. Ce, nu? Nu, că... Haideți să vedem, aha, stand-off-ul. Ca enduranța aș părea pe HEP. Atent la mine, atent la mine. Ca forță, nu, pe Bucovina. Cum se cheamă puiuțul? Fior. Uitați-i. S-a redus distanța. Trage tare, că nu-l las. Nu provoc. Îi provoc la alergat, dar nu. Vedeți o rasă puternică aici, trebuie o mână forte, trebuie un stăpân care să domine. Uitați-l pe HEP. Are și plăcuț acolo, vedeți numele HEP, probabil pe vers o fi numărul de telefon și datele. Cum avem și noi la Alma. HEP și Fjord, parcă zic. Să ne-am filmat abia acum. Din păcate a venit momentul să ne luăm rămas bun. Sper că v-a plăcut video de azi. Vă mai așteptăm în următorul. Vikingul ne salută. Da, aștept și comentarii din partea voastră la ce am vorbit noi. Implicare, știi ce ne place. Puțină interacțiune. Exact. Ciao. Ciao.